bine că am obținut un punct astăzi. Din păcate, n-am avut așa multă inspirație. Dar e un punct și este bine. Băieții și-au primit bani, ce le-a lipsit? Am jucat cu o echipă care este în formă. Să nu uităm că Gazul l-a mustat să nu a jucat în play-off. A fost o echipă bună, bine că am scos și punctul ăsta. Depindem de meciul cu Botoșaniu? Depindem și de rezultatele care le fac și contracandidatele noastre. Nici ele nu putem să spunem că au sigur victorie. Ce vă propuneți acolo? Punct sau puncte? Depinde. Dacă ne trebuie punct sau puncte, trebuie să și putem să le luăm. Contează și că nu e Flavius pe bancă? Contează foarte mult și lucrul ăsta. Dar trebuie să jucăm și așa. Rămâneți optimist? Rămân fără probleme.